Amendamentul senatorului Cristian Resmeriță, depus la Ordonanța de Guvern numărul 108 per 2022, prin care se opunea închiderii minelor și a termocentralei paroșeni, a picat la votul senatorilor. Termocentrala paroșeni se va închide în anul 2030 și minele maxim în 2032. Doresc să aduc la cunoștința opiniei publice din Valea Jiului că aceste amendamente au fost votate doar de PSD și UDMR. Colegii senatori din PNL, AUR și USR au votat împotrivă, declară senatorul Cristian Resmeriță. Exploatarea minieră Lonia și exploatarea mineră Lupeni vor fi închise în 2024, iar alte două exploatări miniere, respectiv Vulcan și Livezeni, în anul 2030.